fă ce simți, dar cu răbdare. Și chiar dacă riști să cazi, fii motivul pentru care cineva zâmbește azi. Este cineva în sală care a auzit de personajul biblic Iosif? Da. Pentru mine, Iosif a fost de când eram mic un erou. Și continuă să fie. Și la fel ca majoritatea antreprenorilor și oamenilor de succes din zilele noastre, Iosif a pornit de la zero și a trecut prin multe grele ca să ajungă acolo unde a ajuns, ca și președinte al Egiptului. Pentru a ajunge acolo, Iosif a trebuit să fie trădat de frații lui și vândut ca sclav în Egipt. Și când a ajuns acolo, când viața lui părea să ia o întorsătură pozitivă, a fost întemnițat deoarece a refuzat să se culce cu soția stăpânului său Potifar. În temniță s-a folosit de abilitățile sale de lider și de capacitatea sa de a comunica cu lumea, astfel încât să se facă cunoscut cât mai multor oameni, așa că vestea despre el a ajuns tocmai la faraon. Faraonul Egiptului, când l-a cunoscut, a văzut capacitățile din el și l-a făcut mâna sa dreaptă. Doar tronul faraonului îl despărțea pe Iosif de către conducătorul Egiptului. Majoritatea oamenilor de succes pe care i-am citit și i-am ascultat au declarat că sunt fericiți. Și nu au spus că sunt fericiți datorită banilor, ci datorită altor două lucruri. Și anume pentru că au ajuns să facă ceea ce iubesc să facă și pentru că prin ceea ce fac ajută și alți oameni să se ridice. Acești oameni au renunțat la multe când au pornit pe noul lor drum și anume au renunțat la o carieră, au renunțat la un salariu fix, au renunțat la concediu, la siguranța locului de muncă și au pornit pe un drum nou, un drum necunoscut, dar cu multă răbdare și cu perseverență au reușit să ajungă acolo. De curând am pornit și eu pe acest drum. Am aflat nu de mult de noțiunea de dezvoltare personală și pot să spun că instantaneu am devenit pasionat de acest concept. Am început să citesc mai mult, am început să particip la cursuri și la seminarii și pentru prima oară în viața mea, acum cred că aproximativ 2 luni, am vorbit pentru prima dată în public aici la Speakers Club. Doresc să îmi dezvolt o calitate pe care toți oamenii de succes pe care îi admir, o dețin. O are și Donald Trump, și Robert Kiyosaki, și John Maxwell, o avea Zig Ziglar, o avea Napoleon Hill și o avea și Iosif. Această calitate, după spusele lor, este esențială pentru a atinge succesul. De fapt, în jurul acestei calități, trebuie noi să ne clădim caracterul. Este vorba despre altruism, despre generozitate. Cu cât oferim mai mult, cu atât vom primi mai mult înapoi. Avem nenumărate exemple de oameni celebri care fac acte mari de generozitate. Și printre aceste persoane, este și o persoană de la noi din țară, pe care mulți o critică, dar eu o admir prin acest motiv. Este vorba de Gigi Becali. În ciuda faptului că el este arogant de multe ori și poate considerați că nu este foarte inteligent, el, atunci când oamenii au nevoie de el, construiește case, construiește biserici, trimite camioane de alimente în locurile unde sunt inundații și oamenii au nevoie de el. Și nu contează, alții nu fac și nu au ce să-l laude, el măcar face. Au și-o spus. Alții fac și nu se dau. Asta ce vreau să fac. Ați dau banii, dar nu fac. Trebuie să-ți asumi de la discuții despre Gigi Becali. La fel făcea și Iosif pe vremea lui. El nu se vedea. El oferea hrană în timp de criză poporului. Oferea din timpul său pentru a sta de vorbă cu poporul. A oferit iertare fraților săi care l-au trădat și l-au vândut ca sclav în Egipt. Și toate acestea fără a cere nimic în schimb. Cred că dacă fiecare dintre noi vom face acest lucru și vom oferi
și de asemenea vom ajunge să facem ceea ce iubim în viață, vom fi la un pas de succes. Haideți să urmăm exemplul lui Iosif și să nu ne dăm bătuți la fiecare obstacol care ne iese în cale. Și atunci când facem acest lucru, mereu să ne amintim aceste versuri. Fă ce simți, dar cu răbdare. Și chiar dacă riști să cazi, fii motivul pentru care cineva zâmbește azi. Mulțumesc!